Vă salutăm din Loma Linda și vă spunem un bun venit la încă o ediție a emisiunii Întreabă Cuvântul. Sunt Ionel Gemănaru și în seara aceasta l-am ca oaspete pe pastorul Valentin Dăneață. Bine ați venit! Bine, ne-am revăzut și Dumnezeu să rămână cu noi. Amin. Înainte de a începe studiul din această săptămână, vă invit să ne rugăm împreună. Părinte Sfânt, în conformitate cu ilustrațiile mântuirii pe care ni le-ai dat, suntem căzuți între tâlhari și avem nevoie de mântuirea Ta. Vino la noi, ridică-ne, tămăduiește-ne rănile, pune-ne, Doamne, în siguranță și ai grijă și de viitorul nostru pentru ca sănătatea noastră să fie asigurată. Din dragostea Ta, învață-ne să facem și noi același fel cu semenii noștri. O, Doamne, să căutăm oameni care au nevoie de ajutor și să împărțim cu ei dragostea, pâinea și tot binele pe care ni l-ai dat. Prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Problema misiunii pentru aproapele meu ridică câteva întrebări spinoase. Cine este aproapele meu? De ce nu știu cine este aproapele meu? Mm-hmm. De ce problema lui Iona, care nici el nu știa cine este aproapele lui, încă nu s-a rezolvat, după câteva secole, de la Noe până la Iisus Hristos și după câteva secole de la Iisus Hristos până la noi astăzi. Milenii. Am vrut să exagerez puțin sau să minimizez puțin impactul problemei. Deci, cine este aproapele meu? S-ar părea că este întrebarea fundamentală ridicată de învățătorul legii. Există o serie de întrebări care își fac loc unele altora. Adică prima întrebare cu care pornește învățătorul legii acesteia este: Doamne, eu vreau să fiu mântuit, sunt om onest, sunt serios. Uh-huh. Uite, sunt între fruntași. Ce să fac să fiu sigur că am viața veșnică? E o treabă serioasă. E adevărat. Numai că întrebarea nu, sau cel care întreabă nu este serios. Așa e. Dar vezi, numai cel ce își pune întrebarea asta ajunge la a doua întrebare. Cine e aproapele meu? E adevărat, dar beneficiarul întrebării pe care o și-o pune învățătorul legii sunt toți ceilalți din jurul lui Iisus și sunt eu astăzi. Pentru că învățătorul legii, Iisus ar fi putut să-i răspundă învățătorului legii: de la ce școală vii tu? Ai învățat la picioarele lui Gamaliel? Ești discipolul nu știu cui, alt mare rabin? Cum de nu știi răspunsul la o asemenea întrebare? Da. E uluitor pentru mine că mă întreb ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Dacă individul ar fi fost sincer, l-ar fi tratat ca pe Ioan Botezător, iertați-mă, ca pe Nicodim. Și lui Nicodem Domnul Iisus îi spune: cum? Tu, care ești învățător al lui Israel, nu știi aceste lucruri? Și îl mustră. Deci, mustrarea n-avea rost, pentru că substratul pe care Mântuitorul îl știe este surprins în expresia s-a sculat să-l ispitească pe Iisus. Iar comentariile la această situație spune: Iisus a știut că această întrebare îi fusese sugerată de cei mai amarnici dușmani ai Săi. Cu alte cuvinte, avuseseră un comitet înainte. Uh-huh. Și în urma comitetului hotărâseră să se ducă la Domnul Iisus Hristos și să-L ispitească cu
teologia profundă a mântuirii. O strategie perfectă. Întrebarea era ce trebuie să fac ca să mântuiesc viața veșnică. Suna îndreptățire prin fapte și este produsul gândirii fariseilor. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și aveau de gând să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos, care era un exponent al mântuirii prin har, nemeritate. Și ei știau lucrul ăsta, îl simțiseră. Și acum aveau de gând să producă un conflict între îndreptățirea prin fapte și îndreptățirea prin har. Problema rămâne până în ziua de azi. De asta e frumos sau poate dureros. Că deși rezultatele sunt aici, învățătura este rezolvată aici, încă problemele rămân. Deci spune Iisus prin felul de a aborda problema, fii atent, există un aspect teoretic al problemei acestea, există o cunoaștere la nivel intelectual, însă trebuie să existe și ceva concret în spatele sau care să formeze fundamentul vieții tale. Dacă doar spui să iubești pe Domnul Dumnezeu cu tot sufletul, cu tot cugetul, dar nu se manifestă în niciun fel iubirea aceasta? Te refer la faptul că în versetul 28 Domnul Iisus Hristos îi spune fă așa și vei avea viață veșnică? Hai puțin să vedem surpriza care o putem găsi aici. Adică versetul 26. Mântuitorul întreabă pe fariseu care venise cu întrebarea legii, ce să fac să moștenesc viața veșnică, deci îndreptățire prin fapte, Mântuitorul merge mai departe pe linia lui de gândire și îl întreabă, auzi, ce e scris în lege? Ce spune legea? Simplu. Surpriza e pentru mine. Învățătorul legii răspunde atât de frumos din punct de vedere al teologiei Harului și de complet, încât mă uluiește, adică îl citează pe Moise și arată că teologia Harului este vechi testamentală, nu este nou testamentală. Arată că ei știau despre ce este vorba, o recitau fără probleme când aveau nevoie de ea, dar nu puneau în practică. Este exact situația din Biserica Catolică pe vremea lui Luther. Vă aduceți aminte că Luther este cel care se zbătea cu aceeași întrebare. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și încercat toate metodele posibile. Da, istoria arăta că se autoflagela, postea, până când aproape să moară. Și tot nu reușea să își împace conștiința. Și atunci a venit la Staupitz. Și conducătorul Ordinului Augustinian, vă dați seama, călugăr de frunte în pleiada catolică, îi spune, privește la Iisus. Luther n-a descoperit lucrul ăsta, îndreptățirea prin credință, el. A preluat-o de la Staupitz. Mă surprinde că în Biserica Catolică, la vremea respectivă, exista învățătura îndreptățirii prin credință într-un om ca Staupitz, și la câteva sute de metri de el se afla un alt călugăr, ca Tetzel, care vindea indulgențe. Da. Și amândouă aveau loc în aceeași biserică. Pentru că nu este prima dată când încercăm să reconciliem dușmani implacabili, da, dușmani da, de moarte. Da, 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 și da, hai să facem o sinteză și împăcăm binele cu rău. Pot să atât, dar există impresia că religia este chemată la o toleranță indiscriminatorie în care toate lucrurile pot să fie acolo. Nu e nevoie nici de adevăr, nici de logică, nici de rațiune. Este nevoie doar să crezi tot felul de bazaconii pe care tu le poți auzi. Și Tetzel spunea bazaconii.
Și era susținut de biserică, prin baza conilor astea, a clădit biserica Sfântul Petru din Roma, nu era nicio problemă. Aceea situație este aici. Adică ei vin cu îndreptățirea prin fapte, Mântuitorul întreabă ce spune legea, m-aș fi așteptat ca aici el să înceapă să recite câteva porunci. Nu știu care, câteva porunci. Și ca să fie în concordanță cu ceea ce, cu întrebarea pusă. Dar el răspunde după cum știa că judecă Domnul Iisus Hristos. Și ia textul din Tora și răspunde: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea, cu toată puterea ta, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ionel, sincer, mi-am pus problema dacă eu aș fi răspuns așa de bine. Aș fi fost puțin mai mult fariseu, eu cred. Nu știu dacă aș fi răspuns așa. El a răspuns așa. Este extrem de... Nu vreau să-l incriminez. Nu vreau să spun că este abil doar. E posibil să fi fost și sincer în abilitatea lui. Dar este extraordinar. Dacă ne uităm la pasajul din Matei 22, unde întrebarea este alta, dar... Care este cea mai mare poruncă din lege? Exact. Da. Și Iisus răspunde prima poruncă și cea mai mare este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, iar cea de-a doua asemenea ei, deci cu alte cuvinte, vezi că de fapt cea mai mare poruncă sunt două. Și acea întrebare era tot o capcană, venind, fiind ultima în șirul unei set de capcane pe care unii mai abili sau mai puțin abili îi le pregătiseră lui Iisus. Mi se pare că vedem aici în răspunsul fariseului, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, este esența copilului Dumnezeu. Îi ești dedicat în întregime lui Dumnezeu și îl pui pe aproapele tău în poziția în care Dumnezeu îl, pe care Dumnezeu i-o dă aproapelui tău. Deci, nu mai e nimic de lămurit aici. Ai răspuns în această scurtă propoziție cu tot ceea ce era de spus. Ceea ce mi-arată mie este că învățătorul legii știa. Cunoștea, lumina exista. Întrebarea rămâne, dacă ai lumină, de ce totuși operezi cu cealaltă neprihănire, adică a faptelor? Uite, la capitolul, adică la pagina 56 din comentariile pentru studiul Ellen White, citesc așa, mie mi s-a părut foarte frumos, din cartea Asemenea lui Hristos. În răspunsul referitor la cerințele legii, acel învățător a trecut peste toate rânduile ceremoniale și rituale. Conștient, ar fi putut să se încurce în astea. A trecut peste ele. Nu le-a acordat nicio valoare, ci a prezentat cele două mari principii pe care se bazează toată legea și profeții. Cuvintele de apreciere pentru acest răspuns l-au așezat pe Mântuitorul pe un teren avantajos față de rabini. Ei nu îl puteau acuza pentru faptul că aprobase declarațiile unui învățător al legii. Domnul Hristos știa că prin propria putere nimeni nu putea păzi legea. Foarte frumos. El dorea să-l conducă pe învățătorul legii la o cercetare mai clară, mai profundă, ca să poată găsi adevărul. Să nu uităm că acest învățător al legii se sculase ca să-l ispitească. Nu era onest. Cu toate astea, Domnul Iisus Hristos încearcă să îl ajute chiar și în duplicitatea lui. Dragostea nu cunoaște bariere, mi se pare mie. Noi putem păzi legea numai acceptând virtutea și harul Domnului Hristos.
Credința în jertfa de ispășire pentru păcat îl face pe om în stare să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele său ca pe, ca pe sine însuși. Credința în jertfa de ispășire. Învățătorul știa că nu păzise nici primele 4 porunci, nici pe următoarele 6. Cuvintele cercetătoare ale Domnului Hristos l-au convins de vinovăția sa, dar în loc să-și mărturisească păcatul, a încercat să-l scuze. În loc să recunoască adevărul, a început să arate cât de dificilă este împlinirea poruncilor. Să vezi cât de greu este. În felul acesta spera să evite acuzația și să se justifice în ochii oamenilor. Mă opresc aici, dar mă gândesc la faptul că de fiecare dată când noi spunem că este greu să ascultăm de Dumnezeu și să împăzim poruncile și așa mai departe, suntem exact în categoria asta. Ne justificăm înaintea oamenilor și așa. Suntem aproape de tânărul ăsta. Și de fapt răspunsul lui Iisus este simplu. Ai putea să faci ce ți se cere dacă mai urma pe mine, dacă ai urma exemplul meu. Puțin mai jos apare ideea. Domnul Iisus îi învăța că dacă vor să păzească poruncile lui Dumnezeu, trebuie să manifeste în viața zilnică dragoste de Dumnezeu și de semeni. Atât. Cele 10 porunci sunt un element de educație a unei iubiri care se naște. Dar dacă n-ai iubire, n-ai ce educa. N-ai ce educa. Dacă doar păzești cele 10 porunci, faci educație fără să ai subiectul sau materialul de educație. Nu poți educa firea neiubitoare să păzească cele 10 porunci. Trebuie să ai dragoste pentru ca să o înveți să păzească într-un anumit fel. Deci, cu alte cuvinte, asculți, respecti principiile, dar e o ascultare lipsită de orice căldură, de orice accent de simțire, de orice fel de dragoste și este o ascultare fără nicio valoare. Un exemplu limpede, știi? Zice porunca să nu furi. Și nu furi, pur și simplu. Societatea nu poate să fie dezvoltată și să crească doar prin oameni care nu fură. Trebuie să fie oameni care să iubească în așa fel încât nici să nu le treacă prin minte că ar putea să fure și să meargă exact în partea cealaltă. Societatea nu poate să crească prin oameni care doar nu desfrânează. Ea crește prin oameni care iubesc în așa fel încât nu pot desfrâna. Dacă n-ai dragoste, această împlinire negativă a unor norme sociale nu dezvoltă o conștiință cu care să poți crea o lume mai bună, cu atât mai puțin împărăția lui Dumnezeu. Și ca să mă folosesc de exemplu de a nu fura. A nu fura este un standard minim, dar ceea ce se dorește, idealul unei societăți bune și frumoase ar fi să cultivăm oamenii care în loc să fure de la aproape, dăruiesc aproapelui. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun ca să aibă să dea și celui lipsit. Exact. Mulțumesc. Învățătorul acesta al legii, spiritul profetic ne mai spune câteva lucruri despre el și oarecum surprinzător. El nu era mulțumit de poziția și de faptele fariseilor. El studiase scripturile cu dorința de a cunoaște adevăratul lor înțeles. El era interesat de acest subiect în mod sincer și a întrebat ce să fac. Dar s-ar părea că în ciuda sincerității lui, în ciuda eforturilor rezonabile pe care le făcuse, este cooptat de superiorii lui, de mai marii lui și îi se spune, hei, ce-ar fi să pui tu întrebarea asta lui Iisus, să-l întrebi cum stau
Cum stă problema aceasta? Să vedem ce spune. Poate Iisus îți va răspunde la întrebare. Ei trimit un tânăr frumos, curat, onest și sincer. Cu o întrebare proastă și, evident, duplicitară din punct de vedere al lor. Domnul Iisus Hristos ține cont doar de calitățile care pot să se dezvolte în tânărul care l-avea înaintea lui. Face tot posibilul pentru a câștiga acolo. Însă răspunsul Domnului Hristos, felul în care îi predă lecția profesorului legii, e oarecum surprinzător pentru noi astăzi. Înainte de a trece la lecția respectivă, mai este un termen aici care de asemenea este frumos. Ok. Versetul 29 zice, tânărul a avut un reflex al lui. Zice că, dar el care vroia să se îndreptățească, reflexul îndreptățirii este foarte important. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că Dumnezeu ne îndreptățește pe noi. Dar aici Scriptura surprinde faptul că reflexul nostru personal este să ne îndreptățim noi. Iar îndreptățirea se face pe bază de scuze, pe bază de, dispută a informației. Stai să vezi cine are dreptate, eu sau tu. Eu nu știu sau tu nu știi. Și așa mai departe. Orice element care ar putea să mă scoate pe mine din categoria vinovaților e binevenit. Dar activarea reflexului e cu atât mai surprinzătoare cu cât Spiritul Profetic ne spunea, el știa că nu păzise nici primele 4, nici ultimele 6 porunci. Deci încerc să mă îndreptățesc, încerc să mă scuz, dar știu că e o cauză pierdută din start. Nu, Ionel, dar numai în cazul în care ne simțim vinovați, încercăm să ne îndreptățim. Dacă nu ne-am simțit vinovați, am ști că avem dreptate. Dar pentru că știm că nu avem dreptate, încercăm să ne îndreptăm strâmbătatea. Și se face cu mijloacele astea, până în ziua de azi. Și noi avem aceleași mijloace. Prin declarații proprii. Da. N-am știut, n-am putut, n-am înțeles. Stai să vezi că în cazul ăla așa a fost situația. Am fost constrâns de. Toate astea țin de încercarea de îndreptățire. De la început până la sfârșit. Cine-i de vină? Nu eu, femeia. Cine-i de vină? Șarpele. Cine-i de vină? Tu. Orice. Dar ca să mă refer din nou la studiul de acum 2 săptămâni, scuzele pe care le folosim încercând să scăpăm de o responsabilitate sau alta, de obicei nu au prea multă greutate. Apostolul Pavel vorbește că singura îndreptățire care funcționează e îndreptățirea pe care o face Dumnezeu. Și asta o face în termenii durerii, în termenii vieții și morții. O face în termenii morții lui Iisus Hristos, în termenii crucii. Ați fost îndreptățiți prin jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos, prin credință. Este extraordinar. Pentru ca cineva să stea în dreptul tău cu dreptatea lui, omul ăla trebuie să moară pentru dreptate. Da. Bine, și deci în situația aceasta, omul care vrea să se îndreptățească, nu știu dacă a pierdut firul gândirii sau ce s-a întâmplat acolo, pentru că întrebarea următoare pare a fi o întrebare stupidă. Deci, dacă prima întrebare a fost o întrebare fundamentală, o întrebare elementară pe care un student începător al Torei ar fi putut să răspundă simplu, cu același text, a doua întrebare pare ridicolă. Cine este aproapele meu? Pare, dar nu este, pentru că asta era întrebarea fără de sfârșit a elitei teologilor din vremea respectivă. Pentru că numai a lor și a noastră astăzi? Probabil. Pentru că ei știau foarte bine
nu cine este aproapele, ci cine este departele, dacă pot vorbi așa. Ei știau că... Cei nedoriți. Ei știau că neamurile nu sunt aproape. Samaritenii nu sunt aproape. Păcătoșii nu sunt aproape. O femeie prinsă unde nu trebuie nu este aproape. Romanii nu sunt aproape. Ei știau tot. Și din categoria asta, celor care au mai rămas, nici ăștia nu erau toți aproape. Pentru că, evident, un preot avea o castă a lui, a preoților, și nu se amesteca cu ceilalți. Leviții aveau casta lor și nu se amestecau cu ceilalți. Și atunci, foarte puțini, din cauza asta își puneau întrebarea, la cine e aproapele meu? Pentru că și ei mâncau cu aproapele la masă, ceea ce însemnau familia lor, rudele lor și eventual colegii de breaslă. Cam ăștia erau cei ce erau aproape, din punctul lor de vedere. Dar un cerc foarte restrâns. Da. Și din cauza asta întrebarea era permanentă. Da. Și la întrebarea cine este aproapele meu, Iisus nu-i răspunde în mod direct. Ar fi fost și aceasta o capcană. Să-i spună că vezi că de fapt tu ești greșit în înțelegerea ta și ar trebui să iei în considerație că și samaritenii sunt copiii lui Dumnezeu și femeia prinsă într-o situație compromițătoare este fiica mea și vameșul Matei este fiul meu și așa mai departe. Vezi, nu întotdeauna poți folosi metoda asta expozitivă pentru ca să convingi pe cineva. În foarte multe situații, atunci când ești în dialoguri incomode, mulțumesc, trebuie să folosești un soi de dialectică în care să-l angajezi pe celălalt în raționamentul situației. Să-l prinzi, să-l coptezi în acea gândire, să-l pui la lucru. Și chiar să-ți dea răspunsul final? Da. Dacă nu faci lucrul ăsta, seamănă cu cicăleala. Îi tot spui și el spune, dar nu te cred. Și atunci îi arunci problema în curtea lui. Astea sunt metode de misiune, sunt metode pe care trebuie să le învățăm când ne comportăm cu oamenii. Aproapele meu are nevoie de această metodă. Nu mă voi duce la el cu Scriptura să-l pun să învețe texte din Scriptură. Nu mă voi duce la el să-l pun să învețe ceea ce îi spun eu. Mă voi duce la el pur și simplu să îl ajut să descopere ceea ce spune Scriptura el singur. Și Mântuitorul asta face. Pilda este arhicunoscută, preotul trece, conștient că omul nu face parte din tribul lui, levitul trece, același lucru, era ocupat, avea preocupări. Deci de ce cel căzut între tâlhari nu era aproapele preotului? El ar fi putut fi aproapele preotului, deci din punctul lui de vedere ar fi avut nevoie de un aproape. Ar fi avut nevoie de cineva care să simtă împreună cu el, să simtă pentru el. Numai că chemării nerostite nu i-a răspuns nimeni. Deci ce spui tu este următorul lucru și anume că samariteanul ar fi acceptat un preot ca aproape. Nu, omul căzut între tâlhari. Așa, mulțumesc. Așa. Omul căzut între tâlhari ar fi acceptat un preot să-i fie aproapele. S-ar fi considerat onorat. Levitul de asemenea. Sigur. Da, întrebarea mea era alta. De ce preotul n-a considerat că samaritanul e aproape? Întrebare... Că omul căzut între tâlhari nu e aproape. Da. Încă o dată. Deci așa este. De ce preotul nu considera că omul căzut între tâlhari e aproape? Că el avea nevoie de aproape. Și el își căuta aproapele lui. Că avea și el nevoie de cercul lui. De ce a trecut pe lângă omul căzut între tâlhari și a zis ăsta nu? Pentru că metoda lui de căutare avea niște obiectele folosite la cai.
ca ochelarii de cal. Exact, ca să nu devieze dintr-o parte, într-o parte sau în alta. Și preotul la fel, să uita de la o anumită înălțime în sus și aceia puteau fi candidați la statutul de aproape ai lui. Faptul că noi nu avem prea mult aproape sau apropiați astăzi ne dă de gândit. Uite, eu am fost în multe situații în care să rog biserica să-și caute aproapele și să-l aducă la biserică, la o evanghelizare sau la o întâlnire sau altceva. Și descoper cu surprindere că nu mai sunt aproape. Aproapele nu mai există. Nu mai avem pe cine aduce la biserică. Nu mai sunt oameni căzuți între tâlhari. Nu mai sunt oameni care pot să fie aduși pe brațe, să fie tămăduiți. Nu mai sunt. Repet, e o problemă în treaba asta. O vezi? Cred că este o problemă și lăsând alte explicații la o parte, una din explicațiile relevante și cea care cred că se aplică în cazul pildei despre care vorbim, este lipsa de iubire. Deci, nu vorbeam degeaba la început că problema lui Iona nu este rezolvată nici la câteva secole după timpul lui Iona. Iona nu iubește pe niniviți, nici preotul nu iubește pe omul căzut între tâlhari. Foarte interesant. Sau chiar dacă neiubirea nu este activă, este pasivă prin lipsa de... Nu-mi pasă de el. Acum m-am gândit. Iona are aproape un curcubete. Ăla e aproapele lui. Pentru el plânge, pentru el se luptă cu Dumnezeu și așa mai departe, pentru curcubete. Pentru el vrea să moară. Dar nu pentru 120.000 de niniviți. Deci, e o problemă lucrul ăsta și ar trebui să ne dea de gândit studiul nostru înfirează extrem de mult această situație cu care noi ne-am obișnuit. Să știți că atunci când au pus întrebarea cine este aproapele meu, oamenii ăștia n-au pus-o doar pentru ca să ispitească și să se dezvinovățească. Au pus-o pentru că chiar ajunseseră în situația să nu-i mai intereseze nimeni și se justificau prin faptul că nu există aproapele meu. În sensul că Dumnezeu îi pusese la locul și la timpul respectiv pentru ca ei să slujească de lumină pentru popoarele din jur, iar ei spuneau, cui să slujim de lumină? Nu, oamenii ăștia nu merită. Vedeți termenul de aproape. Noi am dat o licență așa tehnică, ca și un nume, ca și un apelativ, care nu are sens. Domnul Iisus Hristos a folosit în Tora cuvântul de aproape tocmai pentru ca să ne preocupe înțelesul, adică orice om care e aproape de mine, orice om de lângă mine, umărul lui lângă umărul meu, cotul meu lângă cotul lui și așa mai departe. Ăla este un om pe care eu trebuie să-l scot dintre tâlhari. E obligatoriu. Dacă nu înțeleg distanța asta minimă, cum că eu pot să întind mâna, uite atât, și să găsesc un om pe care să-l scot dintre tâlhari, dacă nu înțeleg treaba asta, o să înconjur marea și uscatul ca să găsesc unul în altă parte și nu o să găsesc pe nimeni. Precum Diogene căuta cu o lampă. Da. Da. Dar dacă nu mă înșel, în prescripțiile levitice se spune undeva, dacă vezi boul vecinului tău căzut într-o groapă, scoate animalul din groapă. Și parcă se spune acolo, chiar dacă ar fi în zi de sabat,
fă totuși lucrul acesta. Greșesc? A spune Domnul Iisus Hristos ulterior, tâlmăcește în Noul Testament. Okay. Ce voi faceți lucrul ăsta în ziua de sabat și nu faceți lucrul ăsta cu un om, dar cu un bou îl faceți? Exact. Lucrul acesta este paradoxal. Deci mă supun la o inconveniență și la o călcare a poruncii de dragul boului și al vecinului. Paradoxal este de asemenea și ceea ce am spus anterior noi, și anume, bă, frate, ei erau interesați în găsirea de oameni, numai că ei zice că înconjurau marea și uscatul ca să găsească un om și pur mă făceau din el un fiu al ghenei. Deci existau acțiuni misionare, existau preocupări, numai că erau orbi față de aproapele. Aproapele nu exista. Vecinul nu exista, colegul de serviciu nu exista, omul de pe stradă nu exista, care trece pe în fața lui, ăștia nu existau. Făceau misiune în orașe îndepărtate, în alte părți, dar cei de acolo nu... Ei erau trecuți cu vederea. Și atunci, lucrul acesta înseamnă că întrebarea cine este aproapele meu era o întrebare imposibilă, pentru că, de fapt, trebuia pusă întrebarea cine este aproapele celui în nevoie. Deci, în loc să spui cine este aproapele meu și să răspund cel căzut între tâlhari, întrebarea corect pusă, întoarsă 180 de grade de către Iisus, este cine este aproapele celui căzut între tâlhari? Și răspunsul ar trebui să fie eu. Mulțumesc. Mai apare în versetul 33 un lucru, și anume, apare cuvântul milă. Se spune acolo, samariteanului i s-a făcut milă față de el, sau de el. Ei, cuvântul ăsta lipsește și de la preot și de la levit. Un om fără milă este imposibil să-și găsească aproapele. Iar textul care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, se blochează datorită faptului că n-ai aproape, n-ai pe cine să iubești. Lumea e plină de oameni și tu nu-ți găsești aproapele, n-ai pe cine să iubești. Este eșecul fundamental al scopului misiunii. Domnul te trimite, salvează pe oameni și tu spui, n-am pe cine. Pe care? N-am pe cine. Nu există. Și nu vedem datorită faptului că nu există milă. Repet și revin cu întrebarea. Este mila un lucru rar și azi? Și în biserică? Nu știu, mai suntem sau suntem încă insensibili ca și pe vremea aia? Mi se pare că ne confruntăm cu o epocă în care toate sentimentele nobile sunt ținta unui război fără preget. Eliminăm dragostea, eliminăm răbdarea, eliminăm bunătatea, eliminăm mila și toate lucrurile frumoase încercăm să le dăm la o parte pentru că ele mărturisesc împotriva noastră. M-aș apropia de ideea de biserică sau de ceea ce suntem noi. Cum am putea ca în biserică să reactualizăm mila? Cum am putea să facem treaba asta? Eu am văzut pe oameni, mecanismul ăsta de milă și de iubire funcționează foarte ușor în termeni romantici. I-am văzut pe oameni plângând la un film, plângând când citesc o carte și așa mai departe, la o povestire frumoasă de la Amvon, toată lumea plânge. Dar n-am putut să văd că cineva caută pe aproape lui. Înseamnă să cauți. Chiar să cauți, să te luți, să te uiți. Cine
mai are nevoie de mine? Întrebarea aia lui David este fantastică. Mai este cineva aici cu care să mă port sau față de care să mă port cu o dragoste ca bunătatea lui Dumnezeu? Preocuparea asta lui David, vreau să-mi arăt bunătatea ca bunătatea lui Dumnezeu. Față de cine să-mi o arăt? Lucrul ăsta ar trebui să fie în străfundul minții și al inimii noastre. Hai să arăt că sunt bun. Și asta să vină datorită unei inimi pline de bunătate, nu doar să fac spectacol. Mm-hmm. Cum am putea face treaba asta? Știi, și noi așteptăm să se reverse Duhul Sfânt, că atunci poate că vom deveni mai buni, iar studiile noastre ne învață că Dumnezeu nu va interveni până când noi nu vom face lucrarea cu entuziasm. Cu alte cuvinte, până nu vom profesa mila cu entuziasm, atunci Dumnezeu va veni și ne va da mai multă milă. Da. Da. Mulțumesc. Deci, cine s-a dovedit a fi aproapele celui căzut între tâlhari? Cel care a avut milă de el. Nu știu dacă învățătorul legii evită în mod conștient să spună cuvântul acela urât, samariteanul. Sau poate e de mai mare ajutor să spună cel ce și-a făcut milă de el, pentru că în pasul imediat următor, Iisus îi spune, tu ar trebui să fii acela. Mai trage un egal în direcția aceea și spune, eu sunt cel care are milă. Învățătura majoră aici este că, la nivel de milă, nu există nicio diferență între membru bisericii și omul de pe stradă. Dacă omul de pe stradă are milă, mila omului de pe stradă este tot atât de valabilă, frumoasă, binecuvântată, cerească, ca și mila manifestată de un credincios. A face în condițiile acestea este mai important decât teoria și numele emoțiilor noastre. Noi putem spune că suntem miloși, dar dacă nu se vede, e degeaba. Vorbă în vânt. Da. Mântuitorul ajunge aici și împinge lucrurile spre fă, spre lucrează. Și nu e îndreptățire prin fapte. Mântuitorul spune, dacă iubești pe Dumnezeu, lucrează. Asta este ideea. Dacă iubești, lucrează. Și este exact acea ecuație care apare în Ioan 14, unde spune, dacă mă iubește cineva, va păzi poruncile mele. Mulțumesc. Deci, nu mai rămâne nimic de elucidat aici. În ciuda faptului că întrebarea este o capcană, Iisus o aduce la nivelul în care și un copil poate să înțeleagă cine este aproapele meu. Cel căzut între tâlhari. Cine este aproapele lui. Cel care își face milă de el. Aș vrea doar să mai amintesc faptul că se pare că evenimentul respectiv chiar se întâmplase pe teritoriul poporului Israel. Și că lucruri de felul ăsta nu erau doar parabole, ci erau esența vieții de fiecare zi. Astfel încât în momentul în care citim și noi ziarele pline de evenimente de felul ăsta, vedem câtă nevoie are lumea de noi acolo unde aceste lucruri se întâmplă. Noi n-am avea nevoie de evangelizări publice la Căminul Cultural sau în altă parte, dacă noi am fi acolo unde e nevoie ca noi să ne găsim aproapele sau să fim aproapele celui căzut între tâlhari. Deci nu-i nevoie să ne chinuim să-l aducem pe cel căzut între tâlhari după ce s-a vindecat la Căminul Cultural. Da. Ar fi mai bine să ne ducem intervenim noi la... când e căzut între tâlhari. Deci sensul Evangheliei este să te duci tu când omul are nevoie,
Nu să stai tu deoparte și să vorbești după ce omul, nu mai are nevoie. Mm. Da. Bun. Cred că în mare am acoperit subiectele importante ale studiului. Ce anume am omis din trecerea noastră în revistă? Aș mai vrea să mai îmi oferiți posibilitatea să rămânem la capitolul ăsta de suflet. În secțiunea de duminică, la pagina 55, în aceeași comentariu, avem nevoie să fim conectați cu puterea divină pentru ca să avem o lumină tot mai clară și o mai bună înțelegere ca să putem judeca de la cauză la efect. Noi trebuie să ne cultivăm capacitățile de a înțelege, devenind părtași de fire dumnezeiască după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Avem nevoie să înțelegem durerile lumii. Avem nevoie să înțelegem planul lui Dumnezeu. Avem nevoie să înțelegem inima lui Dumnezeu. Și ca o continuare la această idee, în partea de jos a paginii, chiar la bază, acela care gustă odată din iubirea lui Hristos va dori mereu să mai primească din ea și nu mai caută nimic altceva. Bogățiile, onorurile, plăcerile lumii nu-l mai atrag. Strigătul continuu al inimii sale este: mai mult din tine. Iar acela care îi descoperă sufletului nevoile sale este gata să-i aline foametea și setea. Toate proviziile și tot ajutorul omenesc dau greș. Rezervoarele se vor goli, lacurile vor seca, dar Mântuitorul este o fântână care nu seacă. Putem să bem iar și iar și de fiecare dată provizia este înnoită. Cam asta este, înțeleg eu, sensul și miezul acestui studiu. Voi descoperi pe aproapele meu numai în măsura în care am viața plină de o bunătate pe care trebuie să o revărs undeva. Că mi-e greu să o țin. Și atunci de-abia aștept să-mi găsesc un aproape care să îl umplu de binecuvântări. Mulțumesc. Și pentru că ne-am aruncat privirea asupra comentariilor, mi-a atras atenția un pasaj din pagina 54. L-am subliniat pentru ca să nu-l uit. În Galateni 5:22 avem roada Duhului. Dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Da? Pasajul acesta pe care l-am subliniat merge o parte bună de drum pe aceeași linie și apoi cred că pune un accent deosebit asupra acțiunilor practice și asupra milei în mod deosebit. Roadele Duhului care conduc inima și controlează viața sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea și apoi o inimă plină de îndurare și smerenia sufletului. Adevărații credincioși caută să meargă așa cum sunt conduși de Duhul, iar Duhul lui Dumnezeu locuiește în ei. Amin. Concluzie la sfârșit de studiu? Concluzia este așa: tuturor celor miloși Dumnezeu le va da o misiune în împărăția sa. Și tuturor celor miloși Dumnezeu le va arăta milă? Sigur. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru discuția din seara aceasta. Mulțumim și celor care ne ascultă. Le dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în
viețile lor de creștini în procesul de creștere și Dumnezeu să vă binecuvânteze de asemenea în studierea Sfintei Scripturii. Multe binecuvântări, până data viitoare, toate cele bune. La revedere!